Arhipelagul vulcanic, Capul Verde din Oceanul Atlantic, este situat în largul coastelor Africii de Vest. Cele 15 insule mari și mici combină lanțuri muntoase spectaculoase cu plaje întinse. Fiecare insulă este specială și diferită, de la Santiago, cea verde și luxuriantă, până la Boa Vista, liniștită și perfectă pentru scufundări. Aceste insule oferă unele dintre cele mai bune condiții de surfing din lume. Insulele au fost descoperite în 1456 de navigatori portughezi, care le-au colonizat și anexat Portugaliei în 1495. În secolul al XVI-lea, arhipelagul a prosperat datorită comerțului transatlantic cu sclavi. Datorită poziției geografice, arhipelagul a fost o locație ideală pentru aprovizionarea navelor. În 1951, statutul regiunii s-a schimbat din colonie portugheză în provincie, iar în 1961, locuitorii au devenit cetățeni portughezi. După o istorie zbuciumată, insulele Capului Verde și-au dobândit independența în 1975. Locuitorii sunt un amestec de portughezi și africani. Capul Verde este faimos pentru muzica tradițională și ritmuri rapide de samba și tango, cu accente tribale africane. Artistă faimoasă în întreaga lume, Cesaria Évora, diva de sculță, a promovat ritmurile morna, ritmuri muzicale care dau viață carnavalurilor exuberante de aici și care exprimă pregnant viața acestor insule.